Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală. Iar dacă ai intrat pe acest videoclip, dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să vedem așadar ce mesaj are tarotul pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. O să vedem cum stai cu dragostea, în plan personal, prieteni, familie, dar și financiar. Și la muncă, iar în final vedem surpriza pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi acest videoclip. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei o analiză, o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba. În primul rând văd aici un sfârșit, da? Poate să fie o problemă de sănătate a unei persoane sau mai văd aici o persoană foarte sensibilă care se străduiește să închidă ceva, să închidă o relație, poate chiar să iasă dintr-o situație anume. Văd o parte masculină care oarecum suferă, e tristă, e supărată în legătură cu o situație. O revedere mai văd cu o persoană dragă ție, dar și un moment al adevărului. În plan personal avem 6 de bâte, ceea ce înseamnă o victorie, înseamnă că ești apreciat de către oamenii din jurul tău. De asemenea, dacă aștepți un răspuns în legătură cu un prieten, în legătură cu persoana iubită, aici văd un 6 de bâte, deci o bucurie. Ți s-a clarificat așa în mintea ta cum anume stau lucrurile în relație sau poate să fie un moment în care lucrurile încep să se manifeste diferit. Apoi avem 5 de spade. Ei, aici se pare că cineva cam profită de o poziție în care se află. 5 de spade înseamnă și o nedreptate pe care cineva o face. E ca și cum cineva se bucură de prea mult bine, da? Cum s-ar spune. Ia să vedem noi despre ce este vorba exact. O să cer niște clarificări. Să vedem despre ce este vorba. Este o bucurie aici în legătură cu o călătorie îndepărtată. Da? Poate este un moment în care ți-ai dat seama ce-ți dorești pe un termen mai lung, ce-ți dorești de acum încolo. Mai văd că oamenii din jurul tău te admiră, se uită cu bucurie la tine. Hai să vedem ce urmează. Bun, văd aici o legătură cu o persoană puțin încăpățânată. O persoană puțin posesivă care ține foarte mult la viața sa, ține foarte mult la banii săi, este o persoană puțin geloasă. Și avem temperanța, o legătură cu zodia săgetător, dar văd eu aici că urmează să ai o negociere cu cineva, urmează să ai o discuție importantă privind un compromis sau privind o nedreptate. Apoi avem asul de cupe. Văd aici o veste bună care are legătură cu banii sau asul de cupe poate să-ți aducă liniște din punct de vedere material. O veste bună mai văd care are legătură cu munca sau cu viața ta profesională. Apoi avem 4 de monede. Se pare că apare aici o stabilitate mai mare din punct de vedere material, dar 4 de monede poate să însemne și un moment în care ești sigur pe tine. Poți să primești niște bani, poți să rezolvi ceva important. Hai să vedem asul de cupe în primul rând ce vrea să zică. Wow, asul de cupe vine aici cu o veste bună, da? Deci o problemă financiară care se rezolvă sau poate să însemne și un ajutor foarte mare pe care îl primești din partea unei femei. Poate se rezolvă ceva legat de o problemă de sănătate, dar pentru unii mai văd aici și o legătură importantă cu zodia Taur, zodia Balanță. Afli despre o persoană care are un proiect în desfășurare sau afli despre o persoană că urmează să devină mamă sau poate știu eu, ți se schimbă statutul, afli niște vești. Ia să vedem 4 de monede. Uite, aici e un noroc foarte mare pe care tu îl vei avea. Este un noroc pe care îl vei ține așa pentru tine. Niște schimbări care mi-apar mie aici, dar care sunt benefice. Da? Cinci de cupe. Poate să fie și un moment aglomerat pentru tine sau pentru cineva anume.
Surpriza, doi de spade. Surpriza este că aici vei întâlni o persoană puțin anxioasă, stresată și fie persoana asta îți cere ajutorul, fie într-un astfel de moment e cineva care vine și încearcă să te liniștească, încearcă să te ajute. O hotărâre pe care fie tu o ai de luat, fie cineva din jurul tău. Dar ideea este că văd aici și o oarecare lipsă de comunicare. Pajul de bâte, care înseamnă o activitate nouă pe care o faci, o bucurie mică pentru tine, dar și o deblocare, o rezolvare. Aici surpriza vine din partea unui bărbat pe care tu te poți baza. Este o persoană care ți este alături, cineva care evită să ia o hotărâre privind un proiect, cineva care evită să ia o hotărâre poate privind și un triunghi amoros pentru unii dintre voi. Poate chiar surpriza vine pe o decizie legată de muncă sau legată de un coleg de la muncă, o persoană din jurul tău, din viața ta. Surpriza vine cu 3 de bâte, regele de bâte. Iarăși, poate să mai apară o persoană în viața ta sau mai văd aici o legătură cu zodii de foc pentru unii. Leu, berbec, săgetător. Parcă e o întâlnire așa față în față între un bărbat puternic, sigur pe el, poate e cineva care face afaceri, face sport, dar și văd și o energie feminină mai aventurieră sau cineva căruia îi place să trăiască viața din plin, să se bucure intens. Aici, nu știu, parcă programați ceva împreună, faceți ceva. Îți iei vacanță, îți iei liber. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Surpriza este o hotărâre pe care o vei lua, fie tu, fie un bărbat important din viața ta. Este o bucurie care pentru tine reprezintă succes, bucurie, armonie. Hai să vedem și mesaje bonus din partea oracolului meu. Primul mesaj este elementul foc, o casă străină în care mergi, o întâlnire în ziua de vineri sau poate să fie o întâlnire pe care o programezi, o întâlnire cu un prieten. Trăiește destinul tău, destin, deci ți se cere să trăiești momentul, să te bucuri de viață. Apoi avem muncă, zodia fecioară, cifra 6 pentru tine cu mesajul împăcare, grijă. Deci te poți împăca cu cineva sau poți relua legătura cu cineva din viața ta. Poate sunt lucruri care țin de muncă, care țin de bani. Apoi avem lumină, non-culoarea alb, deci o discuție sinceră, elementul pământ, simt eu aici multă stabilitate, cu o persoană plăcută și avem ghidare pe care tu o vei primi în viitorul apropiat. Aici, repet, e ca și cum apare o întâlnire la muncă sau o întâlnire cu o persoană dragă ție. Ai o discuție interesantă prin care reușiți să rezolvați ceva, reușiți să clarificați o situație importantă, aș spune eu. Hai să vedem tarotul meu ce spune. Tarotul meu spune despre niște lacrimi pe care cineva le are. Doar că văd aici că într-un moment înlăcrimat, într-un moment de supărare, apare un noroc, apare o veste bună, o eliberare. Pentru că, uite, e cu o bucurie mare, mare pentru tine. În legătură cu o dragoste sinceră, în legătură cu o relație apropiată de inima ta, dar poate avea legătură și cu o problemă care este într-o relație, cineva care suferă din dragoste, cineva care nu se simte suficient apreciat și cumva acolo apare un noroc, apare o deblocare. Ia să vedem despre ce e vorba. Un drum lung,
o persoană plăcută și un proces și o judecat. Deci deblocarea apare fie printr-o persoană de la distanță, fie printr-o călătorie îndepărtată pe care o faceți. Mai poate însemna și o hotărâre pe care cineva o ia pe un termen foarte lung. E un sfârșit, o întâlnire, un noroc neașteptat pe care l-ai în cadrul acestei întâlniri. Este întâlnirea asta, care, uite, are legătură cu o persoană vicleană. E ca și cum te întâlnești cu cineva sau mergi undeva și acolo afli niște lucruri care te surprind destul de mult. Să vedem îngerii ce spun. Ok. Îngerii zic așa, atenție, iertare și că depinde de tine toată situația asta. Ți se cere să ierți pe cineva, să te ierți poate pe tine. Cineva trebuie să ierte. Dacă tu crezi, da? Dacă tu crezi, avem aici. E important să crezi, să ai încredere. Voi mai lua niște mesaje bonus din partea îngerilor romantici. Îngerii, uite, zic așa, să fii puțin atent la acele semne pe care universul ți le arată, cum că o direcție nu este potrivită. Și mai avem aici mesajul, este în siguranță pentru tine să iubești, să-ți deschizi inima, să oferi și să primești cea mai mare energie dintre toate. Foarte frumos acest. Mesaje de la inimă la inimă. Deci aici e clar că tu vei avea o discuție clarificatoare cu cineva. O discuție sinceră. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și nu uita că dacă dorești o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba. Ai link în primul comentariu. Îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.